Alexandru Buziuc a adunat 473 de minute în cele 12 meciuri jucate pentru FCSB în sezonul 2020-2021 și a marcat un singur gol. Fotbalistul, cotat de site-urile de specialitate la 450.000 de euro, nu a reușit să-l impresioneze pe Gigi Becali, iar patronul roșalbaștilor a luat o decizie radicală în ceea ce îl privește pe tânărul atacant. Conform publicației ProSport, Gigi Becali le-a transmis oficialilor de la FCSB că nu îl mai vrea pe atacant la echipă. Astfel, Alexandru Buziuc va fi nevoit să-și caute un nou angajament în perioada de mercato din iarnă, atunci când va intra în ultimele luni de contract cu FCSB, sau va fi nevoit să urmărească meciurile roșalbaștilor de pe banca de rezerve sau din tribună. În momentul în care Gigi Becali l-a transferat pe Alexandru Buziuc, latifundiarul din Pipera transmitea că fotbalistul cumpărat de la Academica Clinceni este pariul său și că a insistat ca el să ajungă la FCSB. L-am luat pe Buziuc, care e pariul meu. Nici nu prea a fost dorit. Eu am insistat, l-am adus cu forța, a declarat Gigi Becali, după ce l-a transferat pe atacantul în vârstă de 26 de ani.